Începe războiul nuclear. Anunțul Moscovei aruncă în aer Europa. E o provocare directă. Dmitri Medvedev a scris că numai o victorie a Rusiei în Ucraina poate preveni conflictul global spre care occidentul împinge lumea. Șeful adjunct al Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, este de părere că occidentul forțează Rusia să apeleze la armele nucleare. Numai o victorie de plină și finală Rusiei în Ucraina este o garanție de protecție împotriva conflictului global spre care Occidentul împinge lumea, a scris acesta marți, 1 noiembrie. Pe canalul său Telegram. Pacea mondială depinde de victoria Rusiei. Să numim lucrurile pe nume. Țările occidentale împin lumea spre un război global. Și numai o victorie completă și finală a Rusiei este o garanție împotriva unui conflict global, a scris politicianul, făcând o aluzie la faimoasa teză conform căreia Rusia nu poate fi lăsată să câștige războiul a țărilor occidentale. Medvedev și-a îndemnat abonații să abordeze problema într-un mod logic-logic. Politicianul a declarat că dacă Ucraina câștigă războiul, se va rupe de Rusia, ceea ce constituie o amenințare la adresa integrității acesteia dacă nu Rusia va câștiga, se pare că va câștiga Ucraina. Scopul Ucrainei în război este numit de regimul de la Kiev returnarea tuturor teritoriilor care i-au aparținut anterior. Adică să le smulgă din Rusia. Aceasta este o amenințare la adresa existenței statului nostru și a dezintegrării actualei Rusii, a spus acesta.